Descoperire șocantă. Un copil în vârstă de 12 ani a fost găsit fără suflare în cușca unui câine, acolo unde tatăl acestuia i-ar fi ascuns cadavrul timp de o lună, pentru a continua să beneficieze de alocație și ajutorul de handicap al copilului. Cazul a fost semnalat chiar de un vecin care a sunat la poliție, constatând că băiatul nu mai fusese văzut de ceva timp. Inițial, acesta le ceruse părinților să-l poată vedea pe minor, însă aceștia au refuzat în mod categoric, moment în care vecinul a apelat serviciul de urgență. Potrivit unui comunicat al IPJ Maramureș, în data de 23 mai, în jurul orei 21:10, polițiștii din Sighetul Marmației au fost sesizați prin 112 de către un bărbat cu privire la faptul că nu a mai văzut de mai multă vreme un tânăr din vecini și bănuiește că i s-ar fi întâmplat ceva. Oamenii legii din Sighetul Marmației au găsit trupul copilului băgat într-un sac menajer în cușca câinelui aflat în spatele curții. Trupul neînsuflețit a fost dus la morgă pentru necropsie, iar vecinii suspectează faptul că tatălui a făcut acest lucru pentru a încasa pensia de handicap. Tatăl copilului, dar și concubina acestuia, au fost imediat luați și duși la audieri. În zonă au sosit criminaliștii care au început să preleveze probe.